Biserică din București. Asistăm la primele momente ale întâlnirii dintre Patriarhul Daniel și Papa Francis. Iată un gest pe care Papa Francis l-a făcut, a sărutat engolpionul cu icoana din el pe care Patriarhul o poartă. Urmează, evident, o poză de grup a celor două delegații, de fapt, delegația Bisericii Romano-Catolice și Greco-Catolice, alături Sinodul Permanent, în centru, adică ar trebui să identificăm Patriarhul României și Papa Francis. Păi sunt mitropoliții, inclusiv și ce ar trebui să subliniem, că sunt și mitropoliții diasporei noastre. Sigur, sunt prezenți mitropoliții din străinătate. Iosif, mitropolitul Serafim. Iarăși importanța aceasta extraordinară a diasporei, ar trebui să o subliniem. L-am văzut pe cardinalul Koch, care este responsabil pentru dialogul intercreștin. Acesta este cardinalul Koch, care este și membru de drept în Comisia de Dialog Catolico-Ortodoxă, asupra căruia ar trebui să revenim poate cu câteva cuvinte. Da? Episcopul Ioan Robu. Ioan Robu, nunț apostolic alături, da? Da, care se știe de mai demult cu prefericitul. Episcopul Frățilă de greco-catolic de București. Da? Și aceștia sunt o parte din staful de presă, mi se pare, al Vaticanului. Urmează prezentarea membrilor din Sinodul Permanent pe care Papa Francis urmează să-i cunoască. Sigur, îi se dau explicații referitoare la locul în care se află. Cu siguranță rezonanța numelui acestei săli, Europa Cristiana, Și istoria clădirii ca atare. Care, ca și Palatul Cotroceni, este un loc unde a fost înainte o mănăstire. Deci, practic, Papa astăzi a pus în două locații eclesiale. Exact. Una deturnată, ca să zicem așa, la Cotroceni, și alta care e aici, de față. A intrat și în biserică? N-aș crede, nu cred că a permis timpul și protocolul. Totuși, să nu uităm că Papa are o vârstă. Nu este cel mai tânăr. 84, da, este primul papă de origine sud-americană, da, primul papă iezuit. Da, din părinți italieni. Din părinți italieni. Italieni, da. Tot diaspora, iată. Da. El este un cetățean al lumii prin definiție. Exact. Da. Nu știu cine este episcopul acesta din Italia, nu-l recunosc. Da. Cred că vorbește italienește. Bine, și prea fericitul că vorbește. Această sală, Europa Cristiana, este cu adevărat foarte frumoasă. A fost restaurată sub păstorirea Părintului Patriarh Daniel. Este ornamentată cu mozaicuri foarte frumoase, cu icoane reprezentative pentru ortodoxia românească, dar, repet, toate sălile Palatului Patriarhiei, la inițiativa Părintelui Patriarh Daniel, un teolog erudit, bun cunoscător al teologiei apusene, au nume în limba latină, tocmai pentru a pune în evidență dimensiunea latină a ortodoxiei românești. Se fac prezentările cu membrii Sinodului Permanent. În altul Laurențiu de la Sibiu, în altul Andrei de la Cluj, în altul Ioan de la Timișoara, în altul Iosif de la Paris, în altul Serafim alături. Ei s-au mai văzut, ei se știu. Sunt cunoștințe vechi. Dar și cu altul Serafin, cred că se știu, pentru că e un apropiat al mișcării focolarilor. Ia uite, le văd cu bucurie pe arhiepiscopul nostru, deci mitropolit de America. Episcopul nostru de Caransebeș. Iar acesta chiar că nu-l cunosc. Din Canada. Este Ioan Casian, este episcopul Ioan Casian. Uite, nu l-am apucat să-l cunosc. Și sigur, bineînțeles, pe Sfântul Balam, care este picat patriarhal și
secretar al Sfântului Sinod. Urmează acum deplasarea celor doi, Părintele Patriarh Daniel și Papa Francisc, către Salonul Dignitas.